Pas important în relația dintre agricultori și crescătorii de albine. Un pas făcut de Asociația Producătorilor de Porumb din România, care a elaborat și un ghid de bune practici, precum și un contract care să fie asumat atât de fermieri cât și de stupari. Documentul a fost lansat oficial în cadrul Congresului Fermier pentru Fermieri și marchează un nou început pentru colaborarea dintre producătorii agricoli și crescătorii de albine din România. Este un proiect modern. Am cultivat benzi de flori pe câmpul MLE, lingua națională, și la un sit arheologic din România. Am creat un ghid de bune practici agricultor-apicultor și în spate aveți bolcanele de miere, care sunt de fapt miere de un apicultor din Brașov, care a avut albinele la mine în fermă. Și vrem să comunicăm așa fel cu apicultor, să explicăm, uite, că noi nu suntem împotriva voastră, nu aveți de ce să fiți împotriva noastră, avem probleme, aveți și voi probleme, hai să încercăm să comunicăm, deci încercăm să vorbim cu apicultor, ca să deplasăm un pic dezbatere spre alte probleme care sunt cele mai importante, care sunt bunele practici între noi, amplasament, modul cum tratăm, când tratăm, etc. Să ne știm, să ne cunoștem mai bine unii pe alții. Evenimentul organizat recent de APPR a fost dublat de adunarea generală a organizației, un prilej de bilanț, dar și de stabilire a noilor priorități pentru anul acesta. Unul din proiecte este acela de a angaja un nou specialist în domeniul agriculturii, care să ne ajute în activitățile de promovare a ceea ce fac fermierii și de a găsi soluții la răspunsurile fermierilor. Un altul este ghidul de bune practici între agricultori și apicultori, a cărei prima ediție a văzut tiparul zilele acestea și pe care l-am și lansat cu ocazia acestui eveniment. Diferite proiecte tehnice și mai ales în ceea ce privește structurarea acestei organizații. Membrii organizației, în contextul în care anul 2018 este un an extraordinar de important pentru viitoarea politică agricolă comună, au avut astăzi un moment în care și-au pus întrebări despre ceea ce vor ei. Iar APPR este locul de întâlnire a fermierilor, în care se discută subiecte deosebit de tehnice, dar nu putem să facem tehnologie, nu putem să facem agricultură performantă fără a fi ajutați de politicile agricole. E foarte complicat pentru că au început negocierile într-un mod foarte serios pentru politica agricolă comună post-2020, iar România trebuie să vină cu o poziție extrem de coerentă, o poziție care să arate specificitățile agriculturii din România, pe de o parte, dar pe de altă parte dorința noastră de a continua ca și stat al Uniunii Europene cu drepturi egale. Când spun asta, nu înseamnă că ne considerăm un stat care nu are drepturi egale, dar considerăm că trebuie să facem mai mult. Și mai mult înseamnă să vină și de partea noastră, nu doar a Uniunii Europene. Și depinde foarte mult de organizațiile de fermieri să fie prezente acolo unde trebuie și atunci când se iau deciziile. În concluzie, Congresul Fermier pentru Fermieri a marcat nu doar o nouă întâlnire a celor mai importanți fermieri din România. A fost și o reuniune a ideilor, experienței și a proiectelor pentru creșterea nivelului de performanță în fiecare fermă din România.